Sâmbătă, în intervalul orar 18:24, polițiștii structurilor rutiere au acționat pe drumurile din Argeș pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea gradului de disciplină în deplasările pe drumul public. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au acționat pe întreg cuprinsul județului în cadrul unei acțiuni coordonate de Serviciul Rutier Argeș, având drept scop prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, în special a conducerii sub influența băuturilor alcoolice. Cu această ocazie au aplicat 79 de sancțiuni contravenționale în valoare de 23.635 de lei. Totodată au fost reținute 10 permise de conducere, dintre care 8 ca urmare a consumului de băuturi alcoolice, valoarea în urma testării cu aparatul etilotest mai mică decât limita de 0,40 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Unul ca urmare a vitezei excesive, viteza înregistrată de aparatul radar fiind mai mare cu peste 50 de km pe oră față de limita legală de pe sectorul de drum unde a fost constatată abaterea, și unul ca urmare a nerespectării regulilor privind depășirea. De asemenea, au fost retrase 11 certificate de înmatriculare, dintre care 9 pentru ITP expirat, unul pentru lipsa asigurării obligatorii auto și unul ca urmare a unor nereguli tehnice. Deținerea permisului de conducere implică o serie de drepturi, dar și o serie de obligații. Trebuie înțeles că responsabilitatea atunci când ne aflăm la volan implică cunoașterea tuturor regulilor de circulație și respectarea acestora, astfel încât să nu punem în pericol și alți participanți la trafic. De aceea, polițiștii rutieri argeșeni desfășoară astăzi, pe drumurile din județ, o serie de activități pentru prevenirea evenimentelor rutiere, în cadrul cărora cel mai important aspect îl reprezintă combaterea situațiilor în care conducătorii auto se află sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii vă fac și câteva recomandări, precum oricine poate intui că pentru siguranța deplasării, cunoașterea, înțelegerea și respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice este esențială pentru orice participant la trafic, deoarece nerespectarea acestor reguli pune în pericol nu doar propria persoană, ci și pe ceilalți participanți la trafic. Este ușor de înțeles de ce deținerea unui permis de conducere, ce atestă parcurgerea unei pregătiri atât teoretice cât și practice, implică respectarea unei serii de obligații în conducerea de autovehicule pe drumurile publice și nu doar exercitarea unui drept. Fiți responsabil pentru a ajunge cu bine la destinație. Nu doar conducătorii de autovehicule trebuie să respecte reguli de circulație, inclusiv când vă deplasați cu biciclete, atelaje sau în calitate de pietoni, trebuie să aveți un comportament predictibil și să fiți vizibili în trafic, astfel încât conducătorii de autovehicule să poată observa din timp.